Salut! Astăzi vreau să vă prezint două metode simple prin care putem să ne asigurăm noi butași din trandafirii preferați. Prima metodă constă în răzuirea scoarței de pe un lăstar până ajungem la miezul alb. Doar o parte, deci o jumătate din lăstar, îl răzuim bine și lăstarul îl introducem cu partea răzuită într-un vas cu pământ. Nimic mai simplu. Vasul acesta cu pământ îl menținem umed, adăugând apă o dată la 3-4 zile în funcție de căldură. Rămâne așa timp de 2 luni de zile, timp în care va forma noi rădăcini. A doua metodă, vom obține rădăcini tot dintr-un lăstar de trandafiri, secționând o parte din această tulpină, jumătate din grosimea tulpinii o secționăm pe o porțiune de 10 cm și vom introduce porțiunea de tulpină secționată într-un vas cu apă. De asemenea, acest vas va rămâne în contact cu lăstarul nostru timp de 2 luni de zile, timp în care el va produce rădăcini pe secțiunea respectivă. Metode simple, încercați-le și voi. Numai bine!